Ora 17, continuăm știrile zilei. Scene violente pe străzile din Deva. Un bărbat a fost înjunghiat sub privirile indiferente sau chiar amuzate ale trecătorilor. Vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Doi bărbați au luat la bătaie în fața spitalului județean din Deva. Întreaga scenă a fost filmată de un martor. Nimeni nu intervine să-i despartă pe cei doi, nici măcar în momentul când unul dintre bătăuși scoate un cuțit. Mai mult, pe filmare se aude un martor care îl încurajează pe agresor să lovească. În urma incidentului, victima a fost rănită în zona pieptului și a ajuns la spital, iar agresorul a fost reținut de polițiști. Pentru mai multe informații despre ce s-a întâmplat, discutăm cu procurorul șef al secției judiciare de la parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, în direct, doamna Ionela Draia. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Cu privire la incidentul care a avut loc în data de 9 iunie 2021, în jurul orelor 16, în zona Spitalului Județean de Urgență Deva, situat în zona centrală a municipiului Deva, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele informații. Pe fondul consumului de băuturi alcoolice și al unui conflict spontan între două persoane de sex masculin în vârstă de 38 și respectiv de 48 de ani, a avut loc un conflict. Cronologia a fost următoarea. Persoana vătămată i-a reproșat autorului faptei că circulă în stare de ebrietate cu bicicleta. Acesta a ripostat lovând pe persoana vătămată cu pumnii. Persoana vătămată, care la rândul ei a lovit cu pumnii și picioarele pe autor, după care autorul a pornit în urmărirea persoanei vătămate și cu un briceac pe care l-a deasupra lui, a înjunghiat pe persoana vătămată în zona hemitorace stâng și anume în zona subaxilară stângă, provocându-i o plagă înjunghiată care necesită pentru vindecare un număr de 14-15 zile de îngrijiri medicale. În prezent, persoana vătămată este internată în Spitalul Județean de Urgență Deva în vederea acordării îngrijirilor medicale. Autorul faptei este reținut pentru 24 de ore și a fost formulată propunere de către parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara de arestare preventivă a acestuia, propunere care a fost înaintată spre competentă soluționare Tribunalului Hunedoara, respectiv judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul instanței respective. Urmarea incidentului violent dintre cei doi bărbați implicați a fost tulburată în mod grav ordinea și liniștea publică. Pe măsură ce se va suplimenta probatoriul în dosar, noi vom oferi informații suplimentare opiniei publice și în cursul zilei de 11 iunie, respectiv mâine dimineață, o să dăm un comunicat de presă în care vom arăta și care a fost soluția judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Hunedoara cu privire la propunerea de arestare preventivă formulată de către procuror. Noi vă mulțumim pentru atenție și pentru interesul avut cu privire la activitatea parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara. Toate aceste informații. Discutăm în continuare cu Gelu Duminică. Sociolog este în direct cu noi. Bună ziua, vă mulțumesc mult de tot pentru prezență. Salut, mâna, bine v-am găsit. Nu am discutat cu doamna pentru că erau altele subiectele de interes. Cei care sunt pe lângă, bun, cei doi au avut o altercație, foarte simplu. Cei care sunt pe lângă, cel care filmează și mai apoi cel care îl încurajează pe cel care a scos și cuțitul la un moment dat să-l folosească, ce spune asta? De ce se întâmplă asta? Sau poate că nu înțelegem cum ar trebui să acționăm în astfel de situații ca simpli trecători. Ne arată parte din societate. Simplu. Da? Parte din societate, uite, se hăhăie în momentul în care este violența lângă ei, în loc să intervină.
Parte din societate, de asemenea, da, încurajează și are senzația că se uită la un spectacol. Da, și simte nevoia să participe, dar nu prin a despărți sau a aduce liniște, ci din contra, băgând bățul prin gard, mai rău de dacă se poate. Acum, unul dintre experimentele sociale pe care eu îl fac cu studenții mei este fix ceea ce vedeți dumneavoastră pe stradă. Fix ceea ce arată imaginea asta și să vedem cine se bagă, dacă se bagă, de ce se bagă. Și cam în 9 din 10 cazuri, nimeni nu se bagă. Mai mult decât atât, trec pe partea cealaltă. În cazul în care e o violență de tip domestic, da, între partener și parteneră, și partenerul îi adresează cuvinte injurioase doamnei, acuzându-o de infidelitate, lovind-o și așa mai departe, se trezesc, paranteză, în majoritate femei, dar să încurajeze agresorul, să zică, dă-i bă, nenorocit-o, și așa mai departe. Din păcate, violența este mult, foarte mult tolerată la noi în societate. A nu se înțelege că astfel de imagini se întâmplă doar în societatea românească. Nu. Și astfel de indolență există doar în societatea românească. Însă poate la noi, comparativ cu celelalte societăți civilizate, acolo unde noi credem că suntem, se întâmplă în mai mare măsură. Pentru simplu motiv că la noi, de foarte multe ori, da, e chestiuța asta, e mai aproape mai eu decât cămașa. Bă, nu ne băgăm noi. Da, de ce să ne facem rău? Acum, noi n-am fost învățați, spre exemplu, că cea mai dură formă de discriminare este ignorarea. Când treci pe lângă o nedreptate, o injustiție și te faci că te uiți în partea cealaltă. Noi n-am învățat ce înseamnă tăinuitor și complice. Și că domnul din imagine care a filmat aceste imagini, din punct de vedere juridic, este un tăinuitor. În sensul că a văzut o infracțiune, ceea ce se întâmplă acolo este o infracțiune evidentă și că în loc să facă ceea ce legea spune că trebuie să facă, ceea ce bunul simț spune că trebuie să facă, s-a hăhăit, mai mult decât atât, a și filmat și a dat pe Facebook, uite bă ce mare șmecherie se întâmplă. Noi n-am învățat asta și atunci comportamentele nu se pot schimba în lipsa unei educații în sensul ăsta. Știți, noi vrem să ne comportăm civilizat, dar în condițiile în care noi nu prea suntem învățați ceea ce civilizați. Dimineața am fost la o școală la mine în sector aici, am stat de vorbă cu niște elevi de clasa 7. Îmi încarcă sufletul când stau de vorbă cu copii de genul ăsta și vezi cât de mari au ochii în momentul în care le spui că trebuie să ofere celorlalți ceea ce ei înșiși primesc sau și-ar dori să primească. Și dacă, spre exemplu, în aceste imagini, unul dintre copiii ăia ar fi fost victimă, să se pună în pielea personală și să zică, bă, ce ar fi vrut să facă ceilalți? Să stea să filmeze sau să intervină? Și marea majoritate a spus, păi mi-aș fi dorit să intervină. Bun, și voi interveniți? Păi nu. Și de ce nu interveniți? Păi știi că ne-au zis că părinții, că societatea, că... Păi și atunci, cum mai vrea să intervină ceilalți? Că și ei la rândul lor au fost învățați la fel. Adică undeva trebuie să înțelegem unde suntem și că astfel de chestiuni nu fac cinste naturii umane. Eu am doi pisicuți. Doi. Da? Și în momentul în care, spre exemplu, îmi cert o pisică, una dintre cele două, cealaltă se dă pe spate și caută atenție, încercând să-mi distragă atenția, dar de la, hai să zicem așa, cearta pe care o adresez una dintre ei. Doamne, iartă-mă, dacă animăluțele fac așa, noi oamenii ce facem? Da, noi uite, nimic pentru a înțelege lucrurile astea. Că spuneați că ați fost la o școală, că ați vorbit cu cei mici. Nu avem, adică teoretic există educație civică, acolo unde ar trebui incluse probabil informațiile de acest fel. Dar practic... prea puțin se discută despre cum ar trebui să acționăm. Poate că ne este frică să intervenim într-o dispută în care există și o armă. Dar avem la îndemână apelul la 112. Sigur, asta le-am și spus copiilor, că nu trebuie să intervină direct, chiar nu le recomand să intervină direct, ci că trebuie să sune la 112. Și vă mai dau un exemplu care este mai evident decât ăsta. Da, cei care stăm la bloc, mai ales, sau cei care am stat la bloc, cred că auzim scandaluri între vecini destul de dese. Bătăi, înjurături și toate nebunia asta. Din păcate, violența domestică în România încă este o realitate evidentă. Câți dintre noi am intervenit? În schimb, când Doamne ferește victima aia, da, moare din cauza unui cuțit înfipt în inimă, toți o plângem, zicem, da, domnule, era agresiv, cearta la ei, știți cum era?
Era, se certau de nu... Bine, om bun, și tu ce-ai făcut? Păi, de frică, vecinii ar spune că nu am sunat pentru că mi-e teamă să nu fiu și eu agresat, că vecinul știe cine a sunat. Dacă această scuză te va face să dormi liniștit noaptea știind că un om este în pământ pentru că tu nu ai făcut ceea ce trebuie, perfect. Pe mine nu mă face liniștit. Adică pentru mine este evident că un om care țipă din cauza durerii are nevoie de ajutor. Un om care țipă din cauza agresiunilor pe care le primește din partea altuia cere sprijin, într-un fel sau altul. Nu mă aștept să îmi facă cineva statuie, nu mă aștept să vină să mă premieze știu eu cine. Nu. Însă principalul meu judecător este conștiința și principalul judecător al fiecărui dintre noi este propria conștiință. Știți, am schimbat foarte mult în societatea asta dacă am oferit celor din jur ceea ce noi înșine ne-am dorit să primim. Știi? Și îi pare simplu, dar nu e. Pentru că intervine de foarte multe ori ca barieră un tip de superioritate, un tip de... Sunt niște beții, mă. Și hai să ne râdem de ei. Sunt niște nebuni. Sunt niște romi. Sunt niște țărani. Sunt niște nu știu ce. Și atunci superioritatea din mine, de fapt, mă face să nu mai fiu om. Da? Că asta e de fapt. Mă face să nu mai fiu om. Ceea ce vedem acum, vedem umanitatea în grotescul ei. Din păcate există. Însă pentru mine mult mai grotesc, da, se comportă cei care trec pe lângă decât cei doi agresori. Mulțumesc tare mult, Gelu Duminică, pentru prezență. Mulțumesc pentru discuție.